Bună la toată lumea! O să facem astăzi sesiune de curățare pentru Ellen. Așa. Avem punctele și lista pe care o să mergem să investigăm. O să găsim și proveniența ei ca parte sufletească. Așa. Iar o să restul... ne găsim tot ce e de găsit. Da. Bun. Iar restul, unele evenimente care s-au întâmplat și o să fie investigate. Bun. Să începem atunci. Inspiră, expiră, relaxează-te. Într-un moment să te ajut să te relaxezi și mai mult, fizic și mental. Într-un moment am să încep eu să număr de la 10 la 1. Iar cu fiecare număr care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. Și 10, mai adânc, relaxată. Și 9, continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8, însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare. Chiar mai mult, fiecare sunet. 7, inclusiv sunetul vocii mele, te ajută. 6. Să te relaxezi și mai mult. 5. Mai adânc, relaxată, mai liniștită. 4. Ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3. Este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2. Cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1. Încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți. Doar ca rezultat al acestei stări de relaxare. Declarăm această ședință deschisă și ne facem protecții pe noi și împrejurimile noastre, incluzând device-urile și conexiunile folosite. Da. Iar acum, 1, 2 și 3, conectează-te telepatic și informațional cu partea sufletească a lui Ellen. Identifică-o, cere acordul și dă informații de ce suntem aici. Deci, și zâmbește și rânjește. Uh-huh. Pentru că prin ea mai intră ceva, dar ea originală... zâmbește, da? Și parcă are un dar așa și vrea să mi-l dea, știi? Un fel de bec din lumină, energie, știi? Și am spus că nu sunt aici ca să primez daruri, ci sunt aici ca să o fac, să înțeleagă, să nu-și mai dea darurile așa, să le împrăștie, da? Da. Văd un aspect a ei foarte important, da? Dintr-o viață când nici nu era pe Terra. Da. Dar este pe, o, pe un planetoid așa care seamănă, ai Ceres. Artificial sau? Ceres este natural. Da. Așa, e, are solul roz, roziu, știi? Uh-huh. Foarte interesant, frumoasă așa în felul ei și... puțină vegetație, are un colorit deosebit. Baza e portocaliu și derivatele portocaliu gălbui și grena, știi, da. Roșu. Închis sunt toate. În schimb, priveliștea cerului, să spunem, este minunată. Sunt cu totul uh-huh. alte culori, știi? Da. Și totuși sunt... cum ar fi intrarea la noi în piramide, așa. Niște intrări pătrate, da, dar nu este piramidă deasupra, da? Da. Și acolo la intrările alea pătrate, deci sunt ivite și pe jos, este ca o rețea metalică anume, știi? Da. Ca și cum cred că creează o hologramă pentru alți ceresiți, să le spunem, da? Da. Cumva, deci, face zona asta prin anumite, ca și cum s-ar integra, cum sunt pelerinele alea care
reflectă lumina și le face invizibile, da? Da. Și deci ea în acest timp, în această viață, în această perioadă a experienței, să spunem, deci este bărbat, da? Da. Poartă o salopetă cum sunt cele asemănătoare cu cele care le poartă cei care lucrează la câmpurile de înaltă tensiune de la noi. Da. O centură așa elastică prinsă la mijloc și un fel de cască, dar casca este până pe umeri. Are un fel de geam de protecție, cum sunt câteodată îmbrăcați cei care lucrează cu chestii, da, de maximă securitate, știi? Și deci văd că sunt navete care vin pe drumul ăsta, se întinde ceva metri, știi? Și sunt navete micuțe, care încap maxim trei ființe, da? Văd că întotdeauna unul este pilotul, care este grei, da? Din acela cu degetele lungi care le bag în găurile navei, face să funcționeze, și doi sunt de obicei așa ca drogați inerți, da? Sunt de diverse rase, tot fac răpiri, da? Da. Tot fac răpiri și duc acolo în laboratorul ăla, este foarte întins pe sub pământ și are foarte multe săli, da? Deci vor să le spargă voința, practic, din câte înțeleg, da? Deci fac exerciții cu ei, în fine. El întâmpină așa cele două noi victime, da? Da. Da. Catra se numește aici. Uh-huh. Tot încerc să descifrez numele. De asta m-am oprit. Da. Și este tulosian. Deci este... Tulos? Tulosian, deci... locul de unde își face el experiențele se numește Tulos. Da. Știi? Așa, cu doi de el. Așa. Deci e mai accentuat când sunt doi. Uh-huh. Tulos. Da. Așa. Și are niște ochi foarte mari și cu față parcă de pe chinez, așa cumva, știi? Da. Astea străsăturile care... Și urechile cumva ciudate, nu sunt urechi omenești. Pentru că sunt foarte... subțiratice în zona de jos, da, ca să se desfacă ca o jumate de floare în partea de sus. Știi, ca un boboc, de fapt. În fine, am eu în minte, știi, plantele alea agățătoare care sunt ca niște clopoței și sunt deschise florile pe jumate, așa, urechea, da, în partea de sus. Da? Așa, și care este rolul lui aici? Deci, i-a preluat, da? Da. El îi duce la preselecție, cum ar veni. Da? Da. Cei care se împotrivesc, deci li se spune din start, sunt și umani, la victime, că sunt aduși aici spre a crea o nouă rasă. Da? Da. Adică, indiferent de, le văd că le lucrează și la nivel de ADN, le cam amestecă, iau trăsături de la unii, pun scupiei diferite, cu aspecte diferite de peste tot sunt, da? Dar da, întotdeauna sunt câte doi, da? Și întotdeauna sunt de sexe diferite dacă au sex, da? Uh-huh. Mai da, văd și binari, da? Sunt tare de drăgălași binari, sunt ca niște copilași, frumușei. Uh-huh. Binarii ăștia care se legați câte doi, știi? Da. Deci sunt din planete deja cucerite, unde conștiința lor este legată la un computer central, ceva, știi? În fine, și uite care este, el are un fel de telecomandă terminată, telecomenzile alea pe un cablu gros de la macaralele alea înalte, știi? De la utilaje, da, hale, așa ceva, știi? Și iar ei au implanturi în articulațiile principale. Uh-huh. Sunt implantați, implanturi fizice, da? Care creează, cred că este ceva care creează durere, da? Pentru că, da, în momentul când refuză
să răspundă la ceva sau să execute o acțiune, ei apasă butoanele, sunt trei butoane probabil, este intensitatea asta a durerii, știi? Adică fără alte torturi, nu îi lovește la nivel fizic, nu nimic, dar le provoacă durere internă, știi? Că-i văd că se chircesc, da? Au la genunchi, la coate, la încheieturile gâtului, la umeri, la glezne, la șolduri, exact la articulațiile mari, știi? Au implementați acești electrozi, aceste microchipuri, microimplanturi, da? Și, deci, întreb aspectul ăsta ei dacă nu se gândește că le provoacă durere. Da. Și ce spune, zice, ba da, zice, ceva din mine se mișcă întotdeauna. Zice, câteodată parcă simt durere. Da. Parcă simt durerea lor, dar n-am ce face, trebuie să lucrez, spune. Zice că are contract să lucreze aici pe Ceres pe o perioadă de 8 ani, spune. Da. Iar, zice, acasă pe planeta noastră, zice, aceste clase de entități domină, domnesc și are familie acolo, da? Și zice, nu poate, altfel a fost tracolat, trebuie să lucreze, da? Da. Și zic, de ce 8 ani? Zice, probabil devenim din ce în ce mai impresionabil, spune. Astfel încât la un moment dat nu mai putem lucra, spune, torturându-i pe alții, da? Deci totuși la un nivel sunt conștienți de ceea ce fac, știi? Și zic, și n-ajunge și voi în scaunele de tortură, zice, nu, că prin natura ocupației de pe planeta mea, zice, noi suntem supuși deja cumva, suntem mai maleabili, suntem altfel, da? Și într-adevăr, deci nu apucă cei 8 ani, dar nimeni nu apucă cei 8 ani. Da. Văd că este reformatat, da? Este trimis ca undeva, un fel de stațiune de vindecare, da? Dar se propovăduiește foarte mult partea asta de zeități, de, înțeles, spiritualitatea falsă, știi? Așa, și e un fel de nou solar în puține cuvinte, numai că nu sunt morți, zvii încă, știi? Da. Și, deci, găsește ca o ușurare din cauza situației, din cauza remușcărilor care îi bântuie, știi? Unii sunt aproape nebuni, știi? Sunt și femei și bărbați, dar ea este bărbată în această viață, da? Da. Așa. Și spune că n-a mai rezistat. Iar aici s-a făcut, știi, și tace. Și am completat-o ca o spălare pe creier. Da? De aici li se dezvoltă partea aceea de salvator. Da? Da. Adică are vise mărețe după tratamentul, în ghilimele, de această planetă. Da? Faptul că să se întoarcă acasă la soție, la copii, la părinți, la familie, pe planeta lui îi se pare un lucru prea insignifiant față de planurile mărețe, da? El trebuie să plece în alte părți, da? În alte luni, da. Și să salveze civilizațiile de la pieire, da? Care civilizații sunt acestea și cine le duce? Vrei să ți le înșir pe toate? Nu mai terminăm până la anul viitor, da? Civilizațiile decăzute, da? Ceea ce numesc ei decăzut este ceea ce atinge nivelul de conștiință necesar trezirii egal, știi? Da. Așa, și deci merge pe o planetă, două, cu misiune, cum ar veni, da? Îi se pune în program așa de propovăduire, da? Da. Și deci îl instalează pe anul ăsta ca îl, știi, tot spune de el că este anul lând de creier, în creatorul universului și a tot ceea ce există așa, da. În fine. Așa, și după care îi se pare lui așa că nu este ascultat suficient, că nu este destul și spune, îi spun entitățile care l-au cooptat, da?
Sunt în de asta de umanoizi, în corpuri de umanoizi, dar ele sunt entități de lumină falsă, da? Da. Și spun că ar trebui să se destrupeze și să se întrupeze din nou, pentru că corpul acesta are în el amprente ale vieții cu conexiune la pofte trupești, la atașamente, etc. Ce a fost, de fapt, el în trecut. Minciuni nu spun, că așa chiar este. Dar atâta spun că el n-are cum să propovăduiască religia, practic, și lumina asta anulăm de crem, e beznă ca noaptea, spirituală, știi, și pe ei, așa, ca salvatoarea universului, dacă corpul lui nu este perfect desprins din lumină, știi? Pentru că, între timp, prin programări repetate, prin reprogramări, au reușit să-l depărteze cumva de esența lui, da? Da. Astfel încât alege un fel de sinucidere ritualică, da? Deci ei spun să facă o sinucidere ritualică, dar de fapt bea o travă, știi? Așa, și bineînțeles că murind în vibrații joase, el nu se înalță suficient la nivelul de conștiință să fugă, știi? Și este renăscut, într-adevăr, într-o altă civilizație, de pe o planetă care era ea naturală, dar au modificat-o ei cât au vrut, se cheamă Eretia. Da. Așa, planeta, știi? Și aici eretiții sunt folosiți numai la treburi de astea, da? Sunt îndoctrinați încă de mici copii, da? Femeile sunt foarte marginalizate, da? Deci ajung să trăiască în zone separate, știi? Da. Cred că numai ca să împerecheze, să asigure ceva urmași se întâlnesc. În rest au vie separate. Iar băieții sunt îndoctrinați de când știu să meargă în picioare, știi, ca lumea. Așa, și deci se naște ca băiat aici în cultura asta. Se cheamă Losem în această viață, da? Și la un moment dat, la vârsta de 22 de ani, da? Deci, după ce trec ei, parcurg un examen final, da? Cu tot felul de tentații holografice, da? Este ca și cum ar merge într-un oraș, pe drum și așa, și le creează tot felul de tentații să vadă cât de hotărât sunt în misiunea lor, știi? Da. Așa, și ea trece, Losem, de fapt, trece acest test, da? Așa, e ciudat, totuși, corpul ăsta parcă e cusut din două bucăți, au un fel de cusătură laterală, așa, pe umeri, pe brațe, pe la sub braț, pe picioare, ca și cum ar avea un fel de vipușcă. Este un semn distinctiv acestei subrase, să spunem, da? Așa, și apoi pleacă în culturalizare, da? Da. Ajunge într-o microcomunitate de mineri pe Pluto, niște condiții aici, o iarnă și un îngheț, știi cum, și deci la ăia numai de sfinți nu le ardea, da? Da. Este totuși capătă ceva adepți, da? Aia care devin adepți sunt luați de aici, din zona minieră, da? Și apoi pleacă prin planetele sistemului solar, da? Da. Pleacă în misiune, îndeplinește cu succes, da? Văd că înainte de întruparea asta, luase mare de cooptat 88.023 de suflete. Deci în momentul când și-ar face, să spunem, norma, da? Poate chiar ar depăși-o, el practic este cumva ok, el nu trebuie să mai umble în aceste lumi, știi, să convingă, să aducă adepți, da? Pentru că, deci, aici este un fenomen de masă, da? Am zis că este precum un virus, se risipește de la
formula, știi, magică, da? De la o comuniune la alta și văd că sunt alese acele comuniuni care o duc cel mai greu, înțelegi? Care și-au pierdut speranța în faptul că se pot îndrepta ei înșiși ca și comunitate spre un gen de viață mai bun, da? Deci văd, uite, un salvator venind care anunță alți salvatori, promisiuni de șarte, ca la alegeri, ca peste tot, da? Propagandă, așa. Da. Și cumva, deci, într-un periplu de ăsta, are apostol cu el, precum ăla, da? Da. Are 12 însoțitori, da? El este principalul, da? Întotdeauna când se duc și învață și să vezi ce apariții de Hollywood au, știi? Cu fum, bufnește și deodată populația este la muncă și vede pe ăștia înalți, așa, gătiți, subțiri, chipești, apărând de neant, știi? Care le provoie salvare, știi? Da. Așa, și zic, la un moment dat, deci vine o mamă, da? Da. În adunarea asta, pe un planetoid, știi? Și arată, ține pe genunchi trupul mort al copilului, da? Este un băiat mărișor, așa, are vreo 12-14 ani și destul de lunguț, are o rană mare la abdomen, da? Da. Și zice că acel ceva care a venit în răul, care a venit pe pământurile lor acolo, în partea lor de etnie, de civilizație, spune, l-a mâncat pe dinăuntru, zice, ce explicație au zei tăi, spune, despre asta, știi? Și întinde corpul copilului, știi? Și îl arată și spune, poți să-l revii, poți să mi-l aduci înapoi, știi? Și? Deci este mișcat, da? Începe din nou prin conexiunea asta să se gândească că și el a avut copii în alte vieți, că i-a lăsat. Cine știe ce s-o fi ales de ei, deci își aduce aminte, îl mișcă chestia asta, știi? Da. Și parcă nu mai este așa de fervent susținător. N-are decât vreo 4700 și ceva de adunați, știi? Pe care i-a racolat în diverse locuri, da? Și când se întoarce din misiune, că ei se întâlnesc într-un fel de subdimensiune cu conducătorii ăștia, cu fâlfâitorii ăștia, știi? Da. Deci, el spune că el nu vrea să mai continue, da? Da. Adică vrea muncă de birou. Și entitățile acelea, deci, îl înțeapă cu niște pari, fii atent. Iar pari aia la capăt ceva ca un curent electric, da? Cum fac aia cu animalele, cu taurii sau cu, știi, ceva de genul, dar sunt mai scurte pastoare, nu sunt chiar așa de lungi. Totuși sunt umanoieni, știi? Și îi spune, treci la pedeapsă, treci în închisoare, treci în cușcă, spune că nu ești singurul ieșuat. Și el zice că preferă să stea în închisoare, da? Dar nu vrea să mai mintă, știi, lumea, da? Și deci atunci ei îl determină prin holograme, prin programele lor, să se scindeze, da? Și deci o parte din el îl pune într-un mediu de asta din metavers, știi, într-o pulă de asta continuă, da? Așa, în care el se întoarce pe planeta lui, da? Dar el are alt aspect, da? Da. El nu mai este cel care a plecat, da? Și copiii lui se tem de el, știi? Dar sunt tot copii de vârsta la care i-a lăsat. De fapt, au trecut o generație jumătate de atunci, din momentul de când a plecat el prin sinucidere din acel corp, da? Și nici măcar nu știu de el, da? Spun că a fugit, știi? Deci măcar nu se știe nimic. Degeaba încearcă el să spună în hologram asta, metaversul, tuturor că de fapt este cel care a plecat, știi?
La un moment dat imaginea se încremenește și așa cum s-a surprins și la diverse activități, da? El rămâne așa, cad din oase și carne, iar toți ceilalți se transformă în scheleți, da? Da. Și cad în praf, înțelegi? Ca și cum i-ar da de înțeles că lumea lui a lăsat-o în urmă să simte vinovăție, că s-a sfârșit, da? Da. Și din praful ăla se ridică alții sub aspectul care l-a avut el în acea viață, știi? Da. De bărbați, așa, și îi spun, n-ai venit înapoi, n-ai venit să ne susții, să lupți și uite ce au făcut din planeta noastră, spune. Da. Totul s-a ales praf și cenușă, spune. Purtați, zice, pe mâinile voastre sângele celor lăsați în urmă, știi? Și de aici creează un complex de vinovăție, da? Astfel încât iar se sinucide. Da. De data asta intervin entitățile de joasă în vibrație, da? Da. Deci trece prin dimensiuni unde aceste entități, ca niște orbeți, așa, știi? Deci îi smulg bucăți, îl deșiră, știi? Și atunci el, acest sine aparent, să spunem, începe a striga și recheamă entitățile și le spune, mă spun vouă, spune, pentru că, zice, pentru totdeauna, numai să nu fiu, spune, motivat sau să trebuiască să stau, spune, cu aceste entități care smol din mine, zice. Da. Zic ele, pentru că nu a ascultat ce este făcut, este bun făcut, spune. De acum salvăm ce putem salva și de-a lungul întrupărilor tale, spune, de fiecare dată când vei face câte o faptă bună, a se citi o viață întreagă de sfânt, da? Așa, zice, îți vei răcăpăta o șuviță înapoi, da? Da. Actualmente, da, asta este istoricul ei, da? Trebuie să descifrezi numele de spirit. Proveniența, am văzut-o deja. S-T-A-M-M, stam. Așa. După aia, deci, vine pe Terra, da? Da. Deci, vine pe Terra și este, aparține etniei Targhiz. Prima și prima dată, da? Sunt o etnie de beduini, de păstori, care colindă în tindele deșertice, în căutarea de puțină umbră și puțină vegetație, da, și puțină apă să-și hrănească familiile și turmele, da? Da. Aici are loc un conflict sângeros și se nimicesc între ei, fură nevestele, animalele, copiii, tot între ei, care e legea junglei, a deșertului, care e mai tare supraviețuiește, care nu rămâne mort în țărână, știi? În fine. Deci asta a fost prima întrupare, da? Da. A avut 337 de vieți, da? Marea majoritate în energie masculină, da? Da. Era necesar să se piardă de tot compasiunea asta pe care o aduce, știi, statutul de a fi femeie implică tandrețe, de a fi mamă, nu că bărbații n-ar fi și ei tandri, știi? Dar mai multă sensibilitate, mai multă concentrare. Până o face să-și piardă esența asta, participă la tulburări, la schimbări climatice, la războaie, la toate, da? Dar ca un fir roșu întotdeauna, supunerea față de ființele de lumină ajunge până în prezent, da? Da. Asta zic că actualmente mai are foarte puține șuvițe de recuperat, da? Normal, în programul ei de încarnare scrie că ar trebui să mai fie încă vreo 5 vieți, da? De-aia ea simte ca un sentiment puternic de datorie, da? Faptul de a ajuta pe ceilalți, chiar în momentele când ei nu doresc, da? Pentru că asta este implementat și știe că dacă îi ajută pe ceilalți, se salvează pe sine.
ca noi toți de altfel, da? Astfel încât marea majoritate a intențiilor ei, trecute, bineînțeles, prin conexiunea cu ființele false de lumină, se îndreaptă întotdeauna spre această direcție, da? Iar îmbrățișarea pe care ți-a dat-o, da? Într-adevăr, parte din ea era impresionată și ca și cum a zis așa că, știi, ori se mai văd, ori nu se mai văd. Că uite ce e viața, știi cum s-a dus vecinul, da. Așa, uite ce e viața, nu se știe că are și ea o vârstă, știi? Dar și dacă țineau un pic mai mult îmbrățișarea, deci încerca un scobitor de la un scurmător să intre în plexul solar al Mirele. Plexul este încă, deși este curățat, este un pic sângerând după evenimentele respective. Și după ei este un plictis prin ceea ce a generat. Da? La un moment dat, deci, cred că Mirele are un flash și ca și cum vede cele două ființe de lumină care sunt. Este una, cum ar veni bărbat și una femeie în permanență cu ea. Da. De fapt, este una divizată în două și diviziunea asta din două este de la o extensie și așa mai departe. Dar nu facem istoricul acestor ființe, da? Unul dintre ei, bărbatul, da, are niște ochi holografici foarte frumoși, da? Așa magnetici și aurii, așa cu genele întoarse, știi? Și genele sunt aurii, ca și cum ar fi captivanți, fascinanți, nu luăm de greu, orice conotație, știi? Da. Așa, și iar femeia întotdeauna apare din profil, da? Femeia religioasă și este, știți, înveșmântată, da? Nu se vede părul, știi? Precum călugărițele în partea de sus și chiar și în partea de jos, ceva din deșert, ceva din gălugărițe. În schimb, se văd între cele două pansamente, să le spunem, vârfurile ascuțite la urechi. Da. Precum taxul, pletosul, știi? Așa. Și în momentul când ăștia doi își dau mâna, da, ea intră în pietate religioasă, da? În momentul când acționează separat, știi, ori unul, ori altul, depinde de ce formă de energie au de contaminat. Da. Deci, în momentul când este ființa respectivă mai mult pe energie masculină, intervine Ludovic ăsta. Așa. Și așa mi-a venit să-i spun, da? Că seamănă, știi, pe, cum era în portrete, știi, când era Ludovic, regele soarele, cu peruca care avea păduri. Așa. Deci, știi, cu buclele alea, știi, cumva, știi, și cu ochii acodați, așa, aurii. Așa, în momentele când este nevoie de mai multă energie, știi, de contaminat ceva cu energie feminină, intervine femeia, da? Adică partea femeiască, se spunem, da? Da. Așa, în momentul când este prea puternic câmpul, cei doi parcă își dau mâna, așa, știi, și devin un câmp unit, una, știi? Da. De, lovind din ambele părți cu ambele fulgere tipuri de contaminare de energie, știi? Deci ea se dă un pas înapoi, parcă vrea să bage așa în mă, știi, e speriată cumva. Da. Și spune, zice, de ce sunt ființele astea așa, spune? Pentru că eu am crezut că sunt mai lumină, numai iubire, numai totul este divin, este ceresc, da? Da. Și i-am spus să se uite pe supoale și la divinitatea. Și a văzut tot drumul, da? A văzut cum i-a înfrânt ființa și cum a cooptat-o și cum în toate viețile nu poate să zic a trăit odată pentru ea însăși. Zice, colateral am trăit și pentru mine însă, da? Zice, dar parcă lucrurile eu simt că n-ar fi așa. Și zic, atunci o să te mai, o să continui să te duci să contaminezi lumea. Da. Să fii atât de vehementă, spune. Îmi dau seama că dădeam voie acestor ființe
să se manifeste prin corpul, gura și mintea mea, prin gesturile mele, lăsam, spune, să aproape să facă ce vor cu mine. Da? Și normal, deci ființele acelea, da? Sunt pline de energia altora, da? Gândiți-vă de la câți au energie, că nu iau numai de la Ellen, da? Iau de la mult mai multe. Este un întreg compendiu, da? Cumva când intră, știi, și se manifestă prin ea ca și portal, da? Aduc acest prinos de energie, deci ca și cum ar restarta un pic sistemele. Deci asta este explicația care arată bine, știi, și tânără pentru vârsta ei și proaspătă, da? Da. Așa, și... văd că se duce și așa ca niște... cum ar fi o folie de pe cunoscuți, de pe rude, da? Da. Se duce într-un dulap și scoate niște linii, liste care seamănă cu niște pomelnice și le trântește și le arde, pur și simplu, da? Văd că parcă trage rozarii, știi, și tot felul de chestii religioase, de prin mobile, de prin biblioteci, cu gesturi febrile și iarăși le arde, cel puțin arde conotația lor, esența lor, da? Zice, să mă duc să spun cele care sunt eu în fizic acum, zice, s-ar șoca instantaneu, spune. Da. Și zic, faci un program să transmiți informația cu un flux bun, în mod fluid, așa, astfel încât să nu șochezi mintea fizică, structura, cea care ești în fizic, da? Și zic, dar faci un program și în momentul când știi că au luat-o pățile tale pe arătură, să iei ființa respectivă de mână în astral și să mergeți la curățarea în lumină. Și odată cu ei toți colateralii lor. Zice, cred că o să se gândească de două ori până o să mai pun. Da? Da. Zice, nu mi-am... într-adevăr, zice, ei mă condamna, spune, zic că numai 5 vieți. Zice, știi de câte ori am auzit asta, spune. Și niciodată nu am ajuns la liman, așa, să știu că am terminat treaba, să știu că s-a mers până la capăt, da? Da. Vor să smulgă din corp? Da, vor să smulgă din corp, da? Pentru că ei nu și-au, adică și-au dat seama, dar au avut nevoie, știi? Ca să fie un fel de reclamă, că uite ăștia care sunt conectați și sunt conectați cu... ea, de fapt, ea atinge niște stări de iubire dincolo de asta. Sunt mulți care sunt religioși și ajung să-și iubească semenii cu iubirea trecută prin sursă, de fapt, dincolo de toate astea, câți n-au fost, da? Da. Și i-am zis să lucreze la asta, să își producă și să-și asambleze și informația de ieșire din Matrix și genduța, da? Așa, da. Și să lucreze la momentul când o să părăsească. Da. Zice, vreau să fie... spune, de fapt, e acceptase smulgerea asta din corp pentru că, zice, e brusc, așa, dacă e lent, e mult mai dureros. Da. Zice, dar diferența asta bruscă, știi? Spune, implică anumite... adică, știi, rămân în stăpânirea lor, că zăpăcite părțile sufletești. Sunt adunate cu încetul, că vezi și procesul ăsta are lentoarea lui pentru că ca să te obi... cu cât durerile sunt mai mari, cu atât atașamentele sunt mai mari. De fapt, nimic nu doare pe nimeni, că devine energie, da? Și acum înțelege și lucrul ăsta, da? Da. Da.
legătura cu fata aceea respectivă de care s-a întrebat, da? Ce legătură are cu domnișoara respectivă, da? Da, că se înțeleg foarte bine. Deci le văd într-o legătură, dar într-o lume care nu permite așa ceva, sunt o femeie și se iubesc între ele. Da. De fapt, una dintre ele este ca o domniță, așa, știi? Iar cealaltă este tot o domniță, dar este prinsă, știi? Ca și prizonieră de război și este dată drept slujnică, da? Acestei celelalte, da? Adică ea, Ellen, este cu domnița și cealaltă este slujnică, fata aceea, da? Da. Și deci până la urmă găsesc un numitor comun, încep să-și învețe limba una la cealaltă, da? Da. Îi prind draguna de cealaltă, dar ajung la partea asta, da? De fapt, dacă stăm să analizăm, da, aspectele energiei masculine sunt foarte minimalizate, da? Prin implanturi, prin programe, prin etc., da? Și deci caută una în cealaltă partea masculină a energiei feminine și cealaltă partea feminină a energiei masculine din el. Da. Deci se completează reciproc. Deci este o strâmbare, că altfel nu pot să-i spun. Așa, întotdeauna masculinul și feminin ca aspecte alcătuiesc zero, echilibrul întregul, știi? Când se egalizează, când se balansează, știi? Și restul sunt divagări de la asta, știi? Așa, și deci se iubesc atât de mult încât cealaltă urmează să se logodise, să se căsătorească, știi? Da. Și încât asta se duce și îi asasinează în secret logodnicul. Se îmbracă bărbat și îl asasinează ca să nu ajungă să pună mâna pe iubita ei, știi? În fine, ajelește, știi, domnița după dolul respectiv îi se caută alt soț, da? Și este trimisă în cu totul altă țară, da? De data asta, știi, având ghinionul pe care l-avea, ăștia sunt foarte superstițioși din vremurile astea, știi? Și cumva ajunge pe mâna unui văduvoi, dintr-o țară germanică, știi? Da. Mai în vârstă, așa, are părul sur. Urât nu e, în fine. Și deci asta când o vede așa tânără și frumoasă, știi? O vede și pe alta, asta e blondă, aia e brunetă, are părul negru, dar tenul alb, sunt frumoase tare amândouă, știi? Și, în fine, vrea să facă copii cu ea, vrea, e tânără, e frumoasă, e proastă, are o grămadă de planuri, da? Și până la urmă trebuie să se muleze pe program, da? Dar impune o răceală, știi? Adică oricum pe vremurile alea bogătanii ăștia dormeau separat, știi? Așa, și după ce rămâne însărcinată cu primul copil, cu un băiețel, cealaltă îi face de petrecani, iar îl otrăvește pe asta, da? Dar îl otrăvește așa subtil încât pare ca o boală, ca o rupere de plămâni. Da. Într-una, știi? Ca o măcinare, știi? Și până la urmă moare, rămâne văduvă, tot îi latră societatea din prejur, are și o funcțioară așa în ierarhie acolo socială, știi, și ca să nu sune ciudat, știi, poartă tot timpul doliu ca și cum l-ar jeli pe soț și explică că i-a mai murit și un logodnic și asta și nu vrea pentru că are ghinion la bărbați, nu vrea să... Și el își trăiesc viețulica lor dincolo de paravane, dar ochii scoditori sunt întotdeauna, da? Deci slujnicele încep a mormăi, a ciripi, le spionează, se văd scene, ca până la urmă să
fie prinse în fapt, da? Dezbrăcate în patru, vindu-se în pantalonaj de dantelă de iscoadele clericilor, știi? Soldații, da. miliția religioasă, da? Și sunt spânzurate în piața centrală, da? Le da. Se confiscă tot ceea ce au, da? Copilul care este aproape adolescent, da? Este trimis drept sclav peste mare și așa mai departe, știi? Da. Și este ca și cum au murit aici, da? Și s-au pierdut una de cealaltă, da? Pentru că au îndrăznit să își trăiască iubirea interzisă, cum ar veni, da? Da. Și, deci, la cealaltă nu-i vine aș face relații, pentru că, deci, mai intens servitoarea iubit, da? Da. Era, avea origini ca turcești, așa, asiatici. orientale, pătimașe, știi? De asta și ea iubea, dar era mai liniștită, știi? Și da. Deci nu vine aș face relații când tocmai s-a întâlnit cu iubirea după care a tânjit atâta tot. Este ca și cum nu are intenții de niciun fel, nu vă gândiți, da? Da. Dar este ca și cum ar fi venit acasă și atunci ce mai trebuie, da? Asta este legătura dintre ele, practic, da? Da? Bun, acum o să mai tac și eu puțin. Așa, să vedem punctele, da. 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 Spune că are probleme cu genunchii, se deplasează mai greu în ultima vreme. Ha. Rezultatele experiențelor de pe acea planetă, că lucra cu entitățile. Fără să vrea, dar lucra. Da. Este ca și cum printr-o afecțiune în zona echilibrului, a mersului, a oaselor, cam în fiecare viață, dacă nu la genunchi, la șol, dacă nu la șol, sunt carpiene, da. Se cheamă, oasele, tălpi, etc., ca să simtă ceva din ceea ce au simțit ceilalți. Spune că a fost diagnosticată cu anemie ciudată, care nu s-a ameliorat cu tratamentul, apoi a avut operația acum câteva luni, așa, i s-a spus că pierde sânge la nivel digestiv, dar nu s-a ameliorat anemia după operație, tot are reflux și este mai obosită. Da. Aici sunt fricile, emoțiile strânse de-a lungul atâtor vieții și mare auto-învinovățire. Da? Uh-huh. Un colț al conștiinței a ridicat un pic preșul și a văzut mizeria de sub el, știi? Și, da. Și normal că o somatizează, da? Deci ia această energie din corpul translife și o duce în corpul fizic, da? Da. Da. Acum parcă scoate diverse holograme, da? Cu ea cum era îmbrăcată când era văduvă, cu ea când era bărbat acolo pe planeta aceea, da? Cu ea da. Când era propovăduitorul ăla, așa, cu ea în multe ipostaze, ca și cum toate acestea nu le mai trăiește pentru că își trage toate aspectele în prezent, știi? Da. Adică toate acestea devin poze, nu mai sunt video, da? Așa, și le pune una peste alta, teang, 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 și le transformă în informație și le duce în supraconștientul colectiv. Să se da. Bucure și ea însăși de aportul ei și toate sufletele care vor veni și vor citi aceste informații, da? Da. Zic, mi-a venit așa să întreb dacă va fi vreodată. Nu pot să întreb un timp, că nu mai există timp aici, da? Va fi odată numai să stăm și să citim da. Istoriile, știi? Fără să le mai trăim, să le facem. Uh-huh. Și zice, într-un fel sau altul, așa este dintotdeauna, dar noi nu ne dăm seama. Da.
S-a ocupat de doi bătrânei, spune, i-a îngrijit până la moarte și a primit locuința lor după deces. Da, i-au fost, cum să spun, au fost tutele într-o viață, da? Într-o viață, da. Era o fetiță așa drăguță cu degetele ca niște cârnăciori și cu bucle grăsuțe. Drăguță cu obraji netezi cu pistrui și era totuși micuță și atunci a fost dată cum ar veni la niște prieteni de familie, știi? Să aibă grijă da. De ei. Părinții s-au iubit atât de mult, atât au avut pe fata asta, încât în momentul când s-a stins ea, el parcă n-a mai găsit puterea să meargă mai departe, da? A vrut să fie lângă ea, să fie. N-a mai contat nimic și bea fiica. O divinizau amândoi, dar se iubeau mult tare și între ei, da? Uh-huh. Și atunci el s-a stins, practic, la puțin timp după mamă, da? Da. Și au rămas prietenii ăștia. Ei sunt din neamuri asemănătoare, da? Cum ar fi așa ceva cu armeni, știi? Familia asta sunt armeni ăștia care o viază, practic, da? Dar vezi că ei se folosesc pentru că au proprii copii, se folosesc prin a sustrage cât mai mult capital de acolo, pentru că erau foarte bogați părinții și ar readuce acest capital într-o formă, știi, discretă așa, să nu se vadă prea multe, știi, în folosul lor și a copiilor lor, da? Da. Ei aveau doi copii, i-au mai făcut, după ce au luat-o pe ei, au mai făcut încă doi, că le dădea mâna acum să facă copii mulți, da? Așa, și să fie mai mulți contra una, știi, și până la urmă o cresc în așa fel și o determină, știi, e ca și cum îi readuc durerea asta de că și-a pierdut părinții iar și iar în față, în modul în care ea nu-și mai dorește să trăiască o viață și se călugărește și renunță la toate bunurile, da? Apoi vine un război în zona aceea, da? Și măicuțele sunt fugărite, unele sunt pângărite, violate, așa și, în fine, și ea are și ea evenimentele ei, dar totuși scapă cu viață, nu mutilată și tăiată cu sabia ca celelalte, da? Și, deci, vede în lucrul ăsta un semn că trebuie să-și trăiască viața, un semn pentru viață, știi? Uh-huh. Ca și cum decade chestia asta religioasă, zice că dacă exista un Dumnezeu, dacă ele, știi, entitate pe care le slujeau, da? Dacă ele se închinau și duceau o viață atât de curată, unde a fost ca să le salveze momentul când le s-a întâmplat asta și de ce n-a apărat mănăstirea de distrugere și de foc și de soldații furioși, știi? Care făceau ceea ce făceau, știi? Și atunci ea se ascunde și ajunge până la urmă într-un orășel, da? Da. Nu spune că a fost călugăriță. Între timp, tot mergând, știi, pe furiș, pe drum, și-a schimbat hainele cu ale unei moarte, da? Așa, și își face un rost acolo, își face o familie modest la o fermă, știi, și trăiește în continuare, da? După ce se urgia asta se termină, da? Că a pornit practic de la conflictul terenurilor a două familii, știi? Dar s-a amplificat, s-a făcut urât de tot, știi? Unii au luat de ăștia care sunt plătiți. Care sunt plătiți într-o armată și n-aparține. Mercenari? Mercenari, da. Așa și de asta a fost foc și sabie pe acolo, știi? Și ea merge pe firul ăsta și regăsește familia. Știi? Da. Și nu are pretenție să ia tot înapoi, da? Are pretenția să lese o bucățică de grădină, cum ar veni, și o căsuță, da? Uh-huh. Află că ei o alungă și nici măcar pe ea nu i-o dau. Mai mult decât atât, zic că a defăimat
știi, că stătea cu chirii acolo, unde stătea, unde își întemeiase familia, n-aveau, zice că a călcat jurământul care l-a făcut față de Domnul și a pângărit asta și o gonesc, da? Da. Cum ea singură cu gurița și cu mânuța ei cedase tot, mai are o rezolvare, da? Da. Și deci ajung în viața asta, vezi, bătrânii ăștia doi i-au luat tot și i-au dat înapoi în viața asta, da? Se știa că se face plata asta karmică, păi din când în când trebuie să fie și niște chestii reale, pentru că conștiința accesează informația, da? Și atunci și-ar da seama mai lesne, da? Că sufletele că trăiesc așa de mari metaversuri mincinoase, știi? Așa da. Că din când în când trebuie să fie și informații reale, da? Da. Și cam asta este istoria, povestea cu... Da. Așa. Da. Mai sunt încă puncte. Spune că penultima dată când s-au văzut, a mirat-o că atunci când și-a luat la revedere... Da, am dezbătut asta. Așa. Și că a ajutat-o pe mama când era la spital. Da, și față de ea. Ele au fost multe vieți, au fost prietene mai mult, da? Au fost și odată verișoare, odată surori, dar nu sunt chiar atât de marcante ca atunci când erau prietene, da? Deci da. Este o viață în care ele sunt trimise la un fel de internat, știți, să învețe să devină slujnice, da? Și deci personalul care le formează este atât de dur, atât de umilitor, ele sunt din familii de joasă condiții, da. Știi? Dar trebuie să fie educate, na, că au pretenții acolo și de se susțin mult una pe alta, da? Astfel încât da. Poate să treacă peste perioada instructajului și absolvesc cu brio, știi? Acest curs pe care nu toată, această școală pe care nu toată lumea a rezistat să o termine și fac o grămadă de pozne. E simpatică viața asta, da? În fine. Da. Bun. Și este ca și cum, împăcându-se atât de bine, își dau o întâlnire mereu, da? Da. Da. Să mergem la curățările finale atunci. Pe tot ceea ce are de făcut așa, acum. Împământare. Nu, este să rupă toate contractele. Da. Promisiuni. Deci religioase, deci în primul rând să desfacă tot ceea ce a făcut religios în toate viețile, peste tot și să dea informații, pentru că are un drum foarte lung în spate în privința asta, da? Așa? Da. Orice ființă de înaltă sau de joasă vibrație, da? Da. Asupra oricărei ființe, da? Și la care a participat și cele care s-au făcut asupra ei, da? Da. Și dacă a generat contracte, aporturi, înțelegeri, permisiuni, promisiuni cu aceste ființe și neființe, precum și alte ființe din alte universuri, subdimensiuni, dimensiuni, așa, de orice tip de rasă, copii, oglindiri, față, versante, subsol, posibilitate de refacere în viitor, da. Așa, care nu sunt pentru cel mai înalt interes al ei, așa, pe toate să le ardă acum, da? A ieșit așa din casă, ies tot felul de fumuri din casă de la ea, a ieșit ca o bufniță mare, așa, într-un perete și... Și da, parcă casa când intră arată normal, cum arată de, știi, acum în timpurile astea, este foarte da. Curată, așa ca femeie, foarte curată. Parcă n-are un fir de praf pe nicăieri. Da. Așa, și deci are... Tot iese fumul ăsta din casă, din structurile ei, da? Și zice, acum este ca o pauză, ca un gol, ca o parte din univers unde nu trăiește nimica, orice zice. Și a spus, umple golul ăsta cu lumină și iubire din sursă și abundență benefică, da? Da. Zice, asta nu mi-a lipsit, pentru că entitățile astea, zice, au avut grijă să am suficientă energie care la rândul meu, zice, să
era un fel de reclamă, știi? Cum, știi, persoanele de la reclamă întotdeauna sănătoase, îmbujorate și așa mai departe, că mănâncă sau fac lucruri respectiv și așa. Deci era reclamă la reclamă. Și acum să se împământeze și să se conecteze cu energia pură a apei, da? Alegem să decrem tot ceea ce am creat prin discuțiile noastre, așa, și ca subdimensiuni și ca entități, etc., da? Așa. Alegem să păstrăm în noi, în corpurile noastre, de orice timp, numai acea informație care este necesară în viața de zi cu zi și pentru viitor, da? Da. Așa, ne separăm câmpurile morfice, părțile eterice, ne energizăm și noi, închidem canale, portaluri, da? Am aruncat-o pe, în sursă, așa, s-a proiectat ea, nu că am aruncat-o eu, așa, și parcă acum așează lângă corp un costum care nu pe care nu putea să-l poarte înainte. Da. După sesiunea asta, știi? Da. Acum, iarăși, ne separăm pieptana în părțile eterice. Eterice, câmpuri morfice, semnături energetice. Anulăm înțelege aceste ședințe. Și celelalte, dacă am uitat. Așa. Iar acum, 1, 2 și 3, deschide ochii și te simți bine.